Bună dimineața și bine v-am găsit! Ce faceți, scumpi colegi de canal, prietenii mei de aici, de pe YouTube, care nu ezitați să intrați în fiecare zi, de luni până vineri aici sunteți. Ați auzit clopoțelul, ați și intrat, că sunteți abonați doar. Azi, la training, cald, plus 9 grade o să fie astăzi în municipiul Roșu Cluj-Napoca. Frumos! Nu-i chiar ca în Maldive, nu-i chiar ca în Zanzibar, dar-i călduț. Nici măcar ca în Cancun, Mexic, ați văzut ce au pățit conaționalii noștri. Au mers și ei săracii să se relaxeze un pic aici la Cancun, în Mexic, și au prins acolo, i-au ținut, i-au legat, nu știu, au reușit ambasadele să se pună de acord, i-au terorizat pe aeroport. Acum nu știu ce prefer, să fii terorizat pe aeroport în Cancun sau să fii terorizat în Zanzibar de manelele lui Vali Vigelie. Acasă, ca acasă nu-i nicăieri. Mulțumesc pentru cafea. Cafea bună oferită pe site-ul buymeacoffee.com/nicubendea. Asta este. Mergem mai departe. Ci că domnul Elon Musk, ăla de la Tesla, ăla care știe să-și folosească Tesla, nu știu dacă Tesla în aferente, a zis că a băgat până la urmă un chip în creierul unei maimuțe. A cipat o maimuță și de chip a legat niște fire pe care le-a conectat la un joc video. Și maimuța joacă, cu creierul ei joacă jocuri video și e tare fericită. Ce a realizat și cercetătorul, vizionarul ăsta. Domnule, se spune că omul se trage din maimuță. Dar se vede că invers. Maimuța se trage din om. Dacă îi dai jocuri video, dacă o lași să se joace pe calculator, e cea mai fericită maimuță din lume. Nu știu spre ce ne îndreptăm. Acum iară să deschid școlile în unele zone. Ce înseamnă asta? Că nu ne mai uităm la calculator, nu mai stăm cu ochii în laptopuri. Mergem la școală normală, câte doi în bancă, și profesorii foarte atenți vor trebui să supravegheze pe elevi. O să dureze acomodarea. Vă dați seama, după aproape un an în care școlile au fost închise, nici elevii, nici profesorii nu mai știu cum să comunice, cum să interacționeze. Totul era pe tabletă până acum. Acum îți vine să dai mâna cu diriga, să strângi în brațe colegul de bancă, nu prea ai voie. Dar eu zic că e bine. Unde se poate, se poate. Unde nu se poate, să nu se forțeze nota. Să nu se forțeze nota cum se forțează în politică, domnule, acum cu prefecții. Au avut treabă multă. Le zice prefecți. De ce? Inițial, la șefii de județ li se zicea, li se spunea perfecți. Dar când s-a văzut că nu fac nicio brânză, li s-a spus prefecți. Prefectul de Cluj-Napoca are 29 de ani, este avocat și îl cheamă Tașnadi. Adică e undeva de la stațiunea balneoclimaterică Tășnad din satul mare. Deci e o speranță pentru Cluj, primul prefect de origine maghiară după mai multe războaie. E foarte bine, nu vă spun, socra, cum radiază, cum mă radiază, dar mă rog, asta e. În București, săracul Berbeceanu, care era de la liberal, trebuie să cedeze scaunul. După nici 3 luni de prefectură, trebuie să cedeze scaunul. El, fair play, băiat, fair play, s-a ridicat de pe scaun și a zis succes celui care vine în urma mea. Succes ca... Bă, el se întoarce oricum în pensie. Are pensie bună, mai scrie o carte cu Finus sau cu Godină, să descurgă. Sau Cioloș aș zice, băi, Traiane, unde ți grăbești așa? Că doar stai un pic, ai început o treabă, poate continuăm. Adică știi, te la mâna politicului ești. Catch and release, bate, dau, bate, pun la loc, bate, dau jos, bate, repun pe scaun. Nu știu ce va fi. Oricum, useriștii sunt experți în abilita și reabilita pensionari. Dar ei nu doresc. Fiți atenți și căutați bine, nu doresc renunțarea cu deplinătate la pensiile speciale, ci că o doamnă pensionată la 42 de ani. Păi ce pensie mâncă fata asta, este consilier în MAI, că știe rândul. Ce frumos, domnule, pensionar înseamnă că e liniștită, banii vin lunar și mai are încă un salar. Nu-i bine, e foarte bine, e foarte bine. Nici cu liberalii nu ne rușine, în continuare pun oameni nepregătiți în posturi cheie. Știți pe domnișoara care e inginer la ape? Cafea de pe buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc anticipat, că știu că veți dona. Mulțumesc. O domnișoară, o doamnă, de până zona pluvială, Prut-Bârlad, acolo unde este iar o regie puternică apelor române, o domnișoară care la viața ei a fost bărmăniță, chelner și apoi manager de cafenea, a fost pusă pe post de inginer. Acum nu e nicio problemă, că ea e
obișnuită cu termenul, familiarizată cu termenul ăsta de ape, la regia apelor. Că ea când servea acolo în cafenea, ducea un cappuccino, un espresso scurs și ce? Și două ape, două ape, două ape. Păi când a auzit asta de două ape, păi cum? Deși lucru ei este cam într-o apă și puteți uita. Acum că nu știe cât e cum se calculează perimetrul unui triunghi, Dumnezeu mă ierte, baza ori înălțimea asupra 2, se poate învăța de pe internet, mai ales dacă îi pun un chip liberalii care o susțin și niște... Zice, ați făcut masterul? Zice, da, am fost 5 ani la master. Unde? Master club. Hai de capul meu. Acolo e chestie serioasă. Cu apele care vin, care se adună. Dacă îi, Doamne ferește, un năcaz, dacă se rupe barajul. Nu zice tipa, protejată pe niște, ce știu, când e baraj, la baraj se mai trage, se mai trag niște lovituri de penalti. De partajarea la baraj. Asta este. Oameni competenți. Și în Parlamentul României, domnul de la Aur, domnul Ringo Dămureanu, a devenit președintele Comisiei de Constituționalitate. Ringo la Constituționalitate. Nu ar trebui întrebat cu ce se mănâncă această funcție. Să vedem oare poate pronunța domnul Ringo Constituționalitate? Mai puteți repeta întrebarea. Domnule Ringo, ce părere aveți despre Constituționalitate? Ăștia, cu ăștia, depilăm. Vorba doamnei Carmen Șerban, picioarele depilate sunt ca sarea în bucate. Și doamna Șoșoacă, nu mai termină războaiele. Asta e o luptătoare. După ce s-o lupta cu Ciutacu, cu Gâdea, acum și-o ales un adversar pe măsura ei. Într-adevăr, ce să te pui cu Gâdea, cu Ciutacu? În sfârșit, doamna Șoșoacă are un adversar pe măsură, un adversar redutabil. Este la cuțite acum, și nu la emisiunea Șef la cuțite, cu Floricica Dansatoarea. Băi, aici în sfârșit și-a găsit un adversar de calibru. Așteptăm să vedem pe ce pot să vă da, se va da reality show ăsta cu lupta dintre Șoșoacă și Floricica Dansatoarea, dar numai Voiculescu să nu fii în vremurile astea. Săracul ministru Voiculescu e depășit pe toate planurile. Până și Nelu Tătaru, care era unul dintre cei mai cum să cade oameni din sistemul medical, a zis, zice, păi, da, treaba lui nu se descurcă la șefia ministerului, că el e economist, eu sunt chirurg. Da, și domnul Străinu, fost director atâția ani la Balș, creditat de PSD, Balș, Matei Balș, institutul care primea cea mai mare finanțare de la buget, da? Domnul Cercel, meseria nu-i brățară de aur, e Cercel cu diamante. Domnul Cercel încheiase contracte cu o firmă care stingea incendiile, cu o firmă neacreditată, cu o firmă care nu avea competențe, domne. Acum, dacă stăm și ne uităm în urmă, cred că numai aia care au construit spitalele au fost cinstiți. După aia a venit corupția, peste tot corupția, dar în unele spitale se pare că va fi bine. Inevitabil va fi bine în Baia Mare. Spitalele din Baia Mare vor scoate din meniu de mic dejun, de la mic dejun, parizelul și margarina. Parizel. Unii mergeau la spital, se internau, numai pentru parizelul de dimineață, parizel cu L, ăla cu R, e cu ziar. De-aia parizer, că e cu ziar, parizel. Parizelul și margarina ies din meniul bolnavilor. Deci vor primi o bucată pâine și... cu 5 lei se suplimentează alocația de hrană. Uitați un pas bun. Acum, nu o să se dea icre negre, nu o să se dea caviar, dar totuși. E, că parizelul a ținut spitalul și margarina, apropo de margarina, domnul Andrei Marga, fost rectorul BB, fost ministru al educației, fost președintele Institutului Cultural Român atunci când a dat celebra vorbă de duh că și caloriferul face parte din, nu-i așa, patrimoniul cultural. Doamna Andrei Marga predă la Universitatea din Târgu Jiu, la secția de moașe, predă etica. Moașe s-a pe gheață. Mă, ăștia care au fost învățați cu funcții, cu rancul, așa, nu se pot lăsa. Vă dați seama că intră doamna Andrei Marga și predă despre moașe la Universitatea din Târgu Jiu, toate moașele se omezesc și, da, îl doresc. Să vedem ce o să mai vină. Că școala teoretică începe normal de luni, dar nu se știe nimic. În ce condiții, în ce... Că așa e la noi. Așa e la noi. Un înțelept sau, mă rog, un om aruncă o piatră și alți, alte mii nu o pot scoate.
din fântână. O zi frumoasă, o zi bună. Pe mâine tot aici de la 10 pe canal.